Cineva ca să rămână virgină face sex anal, sex oral, dar nu face vaginal? Tot este. Dar de ce este important pentru un băiețel să știe despre ciclu menstrual? Băieților trebuie explicat că chiar dacă o fetiță s-a murdărit, s-a patat, nu trebuie luat în râs. Cupa menstruală este foarte des promovată. Mă aștept la roșii aruncate în direcția mea. Consider că comport un risc crescut de infecție. Tipurile de cancer în ginecologie. Unicul, practic, prevenibil, absolut prevenibil tip de cancer este cancerul de col uterin. Sexul oral poate duce la cancer? Da. Care sunt cauzele durerilor în timpul actului sexual la femei? Primele acte sexuale după naștere pot fi mai puțin plăcute, necesită o atenție deosebită a partenerului. E adevărat că pot duce la pierderea sarcinii, anumite pofte, sau sunt niște mofturi? Femeile au multe micleșuguri. Dacă sarcina decurge ok și nu sunt contraindicații, faceți sex la greu? Da, regulat și cu plăcere. Invitata interviului fără protocol de astăzi este Angela Stratulat, medic, ginecolog, oncolog. Dar înainte să trecem la toată lista de subiecte ce țin de aspectele profesionale, eu vreau să te întreb despre un pic partea personală. Pentru cei care nu cunosc, probabil unii și-au dat seama. Stratulat, tu ești căsătorită cu Mihai Stratulat, unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai buni medici pediatri din Republica Moldova. Eu la un moment dat vorbeam cu el și el zicea că voi vă cunoașteți încă din perioada facultății. Exact. Și tu spuneai că pentru nimic în lume, chiar dacă ar fi unicul bărbat de pe pământ, n-ai fi de acord să fii cu el. De ce? Mihai, pe lângă faptul că este cunoscut, este foarte controversat și este cunoscut având un caracter mai deosebit. Noi, într-adevăr, am învățat împreună într-aceeași grupă la facultate, din anul 1, și am început să ieșim împreună din anul 3. Pentru toți a fost un șoc, colegii noștri, pentru că suntem la două poluri opuse, el foarte neliniștit, foarte energic, foarte impulsiv și pe mine colegii mă vedeau ca foarte așezat, foarte poate timid undeva, foarte cu minte, îi spuneau și cum, legea opusurilor, atracția yin-yang. În fine, și într-adevăr, eu i-am mărturisit asta, noi am avut o colegă care foarte mult l-a simpatizat pe dânsul și iată, noi prieteneam și eu, într-o discuție odată, îi zic, dar ce ai găsit tu la dânsul, Doamne, dar ar fi chiar ultimul să fie, că niciodată nu m-aș uita la dânsul. Și Mihai râde că Dumnezeu te-a pedepsit. Dar cum explici tu că, iată, tu zici că este controversat, cu noțiunea cumva pozitivă a cuvântului ăsta. El e destul de vocal. Da. Așa, e destul de prezent. S-a schimbat între timp? Puțin, foarte încet, foarte puțin, dar mă rog, noi toți îmbătrânim, pentru toți timp trece în același mod, adică s-a mai maturizat, undeva își dă seama că trebuie să o ia mai încet, că uneori impulsivitatea lui e minusul lui. Dar tu nu poți, așa e firea lui, nu poți să, adică din rădăcini să smulge asta. Până la urmă nu poți, ori te prefaci tot timpul, porți o mască, ori ești așa cum ești. El spune pe mine, cine mă cunoaște, că eu sunt așa și asta e, vă place bine, nu vă place, e problema voastră. Cum spunea, nu s-o bancnote de $100, îți plac la toți. Deci voi ambii ați absolvit Universitatea de Medicină. Deja știm specialitatea soțului tău, pediatrie, și cumva e logic, pentru că el cumva a continuat ceea ce a început tatăl său. Dar la tine cum se explică ginecologie sau ginecologie-oncologie? Eu tot vin din familie de medici. Mama mea a fost anesteziolog. Și tata a fost, ca specializare generală, a avut chirurgia, dar pe urmă 24 sau 26 de ani a condus secția de ginecologie oncologică de la Institutul Oncologic. Și cumva acesta tot a fost un factor, deși la sfârșitul anului 6, când urma să alegem specializarea, rezidențiatul, da, tata a avut un moment în care i-a spus, măi, chirurgi, sunt așa de mult și ginecologi, sunt așa de mult, dar e un terapeut bun.
tare mult faci. Poate să iei terapia generală și să fii un terapeut bun, e ca aurul. Și, pe urmă, colegii sau nici nu știu care a fost factorul determinat, oamenii au mai spus, cine mai bine ca tine o să înveți meseria, că meseria se fură până la urmă, adică trebuie să ai și cine să te înveți, că nu poți scoate din cărți, nu numai în cărți. Cunoștințe nu sunt numai în cărți, dar nu se captă. Și atunci s-a gândit că aveam două căi, sau să aleg oncologie ca specializare și deja mă subspecializez, sau să aleg ginecologie, așa cum se întâmplă în toată lumea, deci oncologii, ginecologi, mai întâi absolvesc ginecologia și pe urmă ca subspecializare sau ca supra-specializare, mai bine zis, iau oncologie ginecologică. Ceea ce am făcut și deci am fost la rezidențiat în obstetrică și ginecologie, catedra domnului Friptu. După, imediat după rezidențiat, însă m-am angajat la Institutul Oncologic și acolo am lucrat până am rămas am ieșit în concediu de maternitate cu Vlăduț, că deja l-aveam pe Petric. De fiecare dată când mergeam la Institutul Oncologic, fie ca jurnalist, fie dacă am mai avut vizite la cineva acolo, starea mea, doar intrând acolo, era groaznică. Dar dacă să mai stai acolo zilnic sau la un moment dat deja medicul se acomodează și vede asta ca o normalitate. Este un lucru și colegii mai mari, am avut noroc că am avut pe tata lângă mine tot timpul acesta ca susținere, ca învățător și toți colegii, inclusiv el, îmi spuneau tot timpul că nu poți trece prin tine cu fiecare pacient. Deci, te înveți cu timpul să pui o barieră între tatu, îl compătimești pentru diagnosticul care îl are pentru boală și faci tot posibilul să-l ajuți, dar undeva trebuie să fie o limită între cât de tare te implici și din punct de vedere emoțional. Un caz care te-a marcat cel mai mult, care este? Era vorba despre un pacient cu un tip de cancer, tot nu mi-amintesc, dar deja cu recidivă, făcea cure de chimioterapie, am mai multe ori, mai multe cicluri și a venit, primele dăți venea singură, adică deja venea, pacienții se operează, pe urmă vin odată după o lună și fiecare 21-28 de zile vin pentru curii de chimioterapie. Și a venit, adică nu-l cunoșteam, a venit într-o zi la ușă, un bărbat înalt cât ușa mare, intră și a spus bună ziua, iată eu sunt ficiorul doamnei cu tare. Zic ok, bine, am povestit una alta, zic iată care e situația, nu e chiar bine, îi pregătesc oricum, adică eu consider că e corect să-i spui omul la ce să aștepte, poate oamenii au niște planuri, poate au niște lucruri determinate de făcut, adică trebuie să ai o idee, niciodată nu mințeam pacientul. Și spuneai că deci spun că mergem spre o evoluție nefavorabilă a bolii. Iată care situația. Și el așa un bărbat mare m-a ascultat pe mine, am încercat să-l menajez, dar tot în același timp să-i spun care situația și el spune, știți, o tăcut el mult și așa s-a ridicat ochi și spune, știți, iată, eu m-am mai ascultat, am mai citit, am mai auzit, nu știu cum acolo și am aflat. Am auzit că extractul de o plantă, nu știu care, nu de romaniță, de patlajină sau ceva, poate să ajute. Poate să-i dau mamei. Asta după ce eu o oră i-am povestit că iată așa, că noi facem chimioterapie și chiar pe fond de chimioterapie nu bine evoluează cazul. Și pe mine, eu mă uitam cu câte speranță el să uit, că să-i zic da, că uite, și zic puteți folosi și extractul de planta asta, pentru că asta a fost așa de neașteptat și așa de la un bărbat, de la un băiat, un bărbat tânăr care el adică, cu alte treburi se ocupa și spune, da iată eu extract pe mine asta, nu știu cum, așa foarte tare m-a atins. Și nu poți să iei omului speranța, i-am zis că ok, folosiți, noi facem tratamentul care eu sunt obligat să-l fac conform protocolul, dar voi găsiți extract de o plantă rară, nu știu, ceva care nu era obișnuit și zic, găsește extract și dă-i mamei. Și acesta cred că a fost unul din care m-a impresionat moral. Din cauza bolilor cronice necontrolate, precum diabetul zahărat, mii de persoane în țara noastră trec prin amputarea unui membru. Dar viața merită trăită din plin, în ciuda tuturor obstacolelor care apar în cale. Iată de ce astăzi vreau să vă vorbesc despre OrthoLife, primul centru privat din țară cu soluții optime și personalizate de protezare și ortezare. Centrul oferă produse din materiale de calitate, finisaje individuale, design modern și consultare permanentă. Aici se fac lucrări inovatoare precum protezarea bio
Mio sau Mio Electrica a membrului amputat, protezarea gambei cu sistem Harmony, protezarea coapsei cu genunchi de tip Kenevo sau Genium și protezarea de șold cu articulația protetică Helix 3D. Fiecare lucrare este personalizată în funcție de particularitățile și necesitățile pacientului. Vă îndemn să vă înscrieți la o consultație gratuită personal sau o rudă care are nevoie de astfel de servicii. Sunați la numărul afișat pe ecran și aflați mai multe detalii sau accesați rețelele de socializare ale centrului pentru ca să vedeți mai multe persoane care și-au făcut proteză la OrthoLife și au revenit la o viață normală. În descrierea acestui video găsiți formularul pe care îl puteți completa pentru a vă programa la o consultație gratuită. Centrul OrthoLife se află în Chișinău pe strada Bucovinei 27. Treceți pe la ei și o să vă convingeți că sunt cei mai buni din domeniu. Zic să trecem la ginecologie. Da. Când este recomandat să fie efectuată prima vizită la ginecolog? Nu există o limită anumită. Iată, pe mine când mă întreabă dumneavoastră de la ce vârstă primiți, că sunteți ginecolog, nu sunt ginecolog de copii, sunt de adult, dar eu spun, odată ce fetița menstruează, și iată, dacă prezintă interes, de exemplu, și pentru mamă și pentru fetiță, putem să facem prima vizită ginecologică ca să familiarizăm copilul, fetița, adolescenta, domnișoară cu cabinetul ginecologic. Nu înseamnă numai decât că o să examineze, nu știu, pe fotole, dar înseamnă că o să știe cine medicul este, cu ce se ocupă el, ce întrebări poate să-i adresează, cum arată un cabinet, cum arată fotoliu. Uneori ele permit, unele sunt curioase să așează, de exemplu, iată, nostru se ridică, se coboară, de exemplu, fotoliu ca la stomatolog, da? Și spun, uite, noi examinăm așa, deci asta e lucrul meu, cu asta mă ocup eu și întrebările referitor la asta, pot să-mi le adresez mie. Deci, dar totuși ar fi începutul ciclului menstrual, așa, Cred că o vârstă de pornire. Da, independent, clar, fiecare copil e individual. Vorbim despre ciclu menstrual și educația sexuală, care e la un nivel foarte jos în Republica Moldova. Când trebuie să le vorbim fetițelor despre ciclu menstrual? Preferabil înainte de debutul lui, ca acest eveniment să nu fie un șoc, un stres, ceva care e umor, ce se întâmplă cu mine, idei n-am. Cu toate că, sinceră să fiu, cu accesul curent la internet, la televiziune, la tot, cumva mi-e greu să înțeleg când fetițele ajung să menstrueze și nu știe ce se întâmplă cu dânsele. E cumva straniu, dar, mă rog, fetițele începe menstruală în momentul în jur de vârstă, începând cu undeva cu 10 ani, cu vârsta de 10 ani. Deci în jurul acestei vârste deja ar trebui să ai o discuție aproximativ. Nu trebuie numai decât să intrăm în detalii dacă vedem că copilul nu e pregătit, dar ca o idee, măcar ce se întâmplă, că poate fi așa ceva. Părintele o face. Da, da. Până la urmă, de copii, până la 18 ani, sunt responsabili părinții. Tu ai doi băieți, adică voi aveți doi băieți. Da. Diferența de vârstă e de... Aproape 10 ani. Aproape 10 ani. Tu i-ai vorbit celui mai mare despre ciclu menstrual? Da, i-am vorbit când am plinit în jurul vârstei de 10 ani. A fost cu o ocazie, dar i-am vorbit, i-am explicat în termeni cei mai simpli, că iată, o dată în lună la fetițe, începând cu anumite vârste, spuneam că posibil tu în clasă deja să ai pentru copii la moment se dezvoltă, încă mai nou ne spuneau că suntem accelerați, dar ei încă sunt mai accelerați, se dezvoltă foarte repede și e foarte posibil că în clasa 4 unele fetițe aibă deja să fie avut menarha, adică prima menstruație. Dar de ce este important pentru un băiețel să știe despre ciclu menstrual? Unii părinți ar spune, ei, bine, el e băiat, el e bărbat, ce treabă are cu asta? În primul rând că să știi că asta e o normă fiziologică, asta se întâmplă la toate fetele, femeile și asta e ceva normal. Să nu apară niciodată, băieților trebuie explicat că chiar dacă o fetiță s-a murdărit, s-a pătat, a lăsat o urmă, aceasta nu e rușinos, nu e murdar, nu trebuie luat în râs, nu trebuie glumit cumva pe seama asta, poate discret trebuie spus fete, întâi te-ai murdărit sau așa e cel mai frumos, cel mai empatic mod care poate fi. Și plus la asta, oricare fetiță care menstruează, în principiu poate rămâne gravidă. Respectiv, deoarece maturizarea sexuală începe, noi nu avem un punct anume de care vârstă, noi nu putem niciodată ști, și deoarece este o tendință ca copiii tot mai devreme să înceapă viața sexuală, băieți trebuie să știi ce urmează dacă faci sex neprotejat.
Da. Mi se pare o explicație foarte bună și iată aici inclusiv explicația pentru părinți de ce și băieții trebuie să știi ce înseamnă ciclul menstrual. Numai decât. Penis și vulvă. Știi tendințele din ultima perioadă? Da. Da. Sau mai des vorbeam cu tine înainte de interviu și ziceai pe unele forumuri sau în unele grupuri de mămici se vorbește cât de important e să le zici copiilor de micuți că se spune penis la organul masculin și vagin la organul feminin. Noi ziceam că de fapt e vulvă. Exact. Da, vaginul e un pic altceva dacă facem referire la echivalentul penisului la, exact. La femei. Tu ce părere ai despre asta? Cum le vorbim copiilor despre organele intime? Cum ziceam, eu cred că o să fiu nepopulară și mă aștept la roșii aruncate în direcția mea, dar deci, eu am fost educată într-o familie cu doctor, cum am mai spus, și la noi acasă oricum nu s-a vorbit niciodată în termeni supermedicali, nu ne s-au adresat nouă cu termeni supermedicali. Am știut de cuc, de cucoș, da, de păsărică. Tendința asta de a da copiilor libertate totală, nu știu cum să zic, deci o să hotărească ei când o să boteze, când o să pună cercei, cum o să numească organele genitale, atunci, deci haideți să numim atunci toate organele cu numele lor anatomici corecte, da? Dați să numim, știți că degetul mare de la mână se numește polici, spre exemplu, sau degetul mare de la picior se numește haluci. Echivalentul penisului este, de fapt, clitorisul. Vulva este organ extern, da? Include ambele tipuri de labii. Deci trebuie să fie un echilibru în toate, da? Și dacă suntem, trebuie să fim consecvenți în toate. Dacă să numim toate cu numele lor, haideți să numim toate cu nume anatomice. Deci tu ești de părerea că mai bine la copii să le spui cuc și păsăric. Ei, sau fiecare cum alege. Da, eu cred că nu e nimic greșit în asta. Nu e greșit nici să le numești cu, dacă vă simțiți confortabil, să le numiți cu denumire anatomic corectă. Dar nu trebuie să judecăm părinții care aleg alte denumiri. Corect ar fi să învățăm copiii că astea zone intime, da? Că noi le acoperim, că nimeni nu trebuie să le atingă, trebuie și dacă le ating, spun părinților și tot așa. Exact, aceasta cred că e mai important decât denumirea în sine, cum noi le numim. Absorbante versus tampoane și cupă menstruală. Atât de mult se discută la aceste subiecte, în ultima perioadă cupa menstruală este foarte des promovată ca o alternativă a absorbantelor. Dacă putem să facem o comparație, da? În momentul în care fetița, femeia are ciclu menstrual, cele mai folosite în continuare rămân absorbantele. Care sunt avantajele, dezavantajele absorbantelor și trecem și la tampoane și cupa menstruală. Fluxul natural menstrual este de sus în jos. Bunicile noastre nu foloseau nu aveau niciun tip de produse igienice și purtau multe fuste ca să acopere, da, eliminările menstruale. Am citit chiar astăzi că femeile până într-atât s-au adaptat la această perioadă, că unele puteau să-și contracte mușchii vaginului într-atât ca să mențină eliminările menstruale înăuntru și pur să se ducă, să se izoleze undeva, da, și să elibereze aceste cheaguri sau acest sânge menstrual. Eu recomand mereu utilizarea absorbantelor unic folosință care se aruncă, pentru că este cel mai fiziologic mod de a te îngriji în această perioadă delicată. Dar nu spun categoric că tampoanele sau cupa menstruală nu recomand, deci nu folosesc deloc, dar nu recomand. Și am pentru asta anumite motive. În vagin este întuneric, umed, cald, deci un loc numai bun de crescut bacterii, da? Este demonstrat deja că folosirea tampoanelor comportă un risc de dezvoltare a sindromului șocului toxic. Și cupa este echivalent tamponului, mai ales în modul în care este promovat că poate fi ținută 8-12 ore. Deci nu ținem nimic în vagin mai mult de 4 ore. Nici tampoanele sterile administrate în secție de către doctor îi spune pacientii să repete de câteva ori că trebuie înlăturat peste maximum peste 4 ore. La fel și absorbantele trebuie schimbate peste 4 ore, numai rar. Cupa menstruală, din câte citeam eu, poate sta mai mult de 4 ore. Deci, la modul în care este prezentat, e că poate, deoarece are o capacitate mai mare, la o plasare corectă
și o alegere corectă a dimensiunii poate sta 8-12 ore. Mi se pare un timp excesiv de lung. Consider că comport un risc crescut de infecție. Dar cei care promovează cupa menstruală spun că ea poate fi reutilizată, deci respectiv nu sunt aruncate ca și tampoanele sau absorbantele, și așa nu dăunăm mediului înconjurător. Noi bineînțeles că trebuie să protejăm mediul, dar nu cu prețul sănătății proprii. Eu mereu spun, renunțați la o sticlă de la un pet de apă dulce, de apă plată, da? Nu folosiți paiurile din plastic, reduceți plasticul la sacoșe, la, știu, la, prin alte metode, dar nu cu prețul sănătății proprii. Pur și simplu, cupa, pur tehnic, mie mi-apar mai multe momente în care poate cauza incomodități, cu toate că femeile care folosesc sunt mulțumite și folosesc și ok pentru dânsele. Faptul că ea trebuie să te înveți să o inserezi corect, fără ca să lezezi colul uterin, să provoci niște leziuni, da? Trebuie extras. Asta înseamnă că tu faci manipulări câteva ori pe zi vaginale, da? Introduceri. Deci mâinile trebuie spalate, să ai grijă la igienă și sângele ăsta trebuie aruncat, pe urmă cupa trebuie spalată și recomandarea producătorilor peste tot că ea să fie sterilizată la fiecare folosire, adică trebuie fiartă undeva, adică trebuie să mai ai și un vas unde să o porți, să o schimbi. Mie îmi pare că Implică noi ne multe. provocăm, dar iarăși, până la urmă e alegerea femeii, cum ea se simte confortabil, care pur și simplu trebuie respectate Deci recomandarea ta este absorbantul. absorbant. Primul act sexual și virginitatea. Care este recomandarea ta? Sau în general, ce recomandă ginecologii când o fetiță ar trebui să înceapă viața sexuală? Când se simte pregătită, dar întotdeauna cu protecție și întotdeauna cu dorințe și cât mai târziu posibil, de dorit nu imediat ce s-a început menstruația. Pentru că odată cu debutul vieții sexuale, cu toate plăcerile ei, aduci și toate problemele vieții de adult, vieții de femeie. Primul act sexual mereu este dureros? Nu dacă este... Are loc în condiții în care și-au dorit ambii parteneri. A avut loc un preludiu, sunt pregătiți ambii parteneri și partenerul bărbat știe să fie atent cu partenera. Și nu întotdeauna este însoțit de sângerare și este ceva normal, nu e numai decât să fie o sângerare. Deci nu trebuie să fie numai decât dureros. Cu siguranță tu știi discuțiile astea, că nu știu cine a avut un prim act sexual reușit. Deci toți cumva își amintesc așa cu, ai, rușine, Dumnezeule, despre primul act sexual că te bagi în pământ. De asta, în momentul în care vorbești despre preludiu, despre pregătire, conștientizare, prezervativ, deci îți imaginez că foarte puțin. De asta, care ar fi sfatul tău simplu pentru primul act sexual. Adică, e bine, uneori are loc actul ăsta sexual neplanificat, adică omul nu merge conștient la acea întâlnire, știe că se va finaliza cu o partidă de sex. Dar ce ar trebui să aibă fetița? Prezervativ. Ea inclusiv, pentru că la noi Da. este percepția că bărbatul, da, băiatul, trebuie să vină cu Cândva prezervativ. un coleg, dar mult mai în vârstă de al meu cu care am lucrat, îmi spunea că el având două fete și îmi spunea că bărbații niciodată nu-ți fă iluzii că cumva o să se întâmple cum vă imaginați voi cu petale de trandafir. Vrei petale de trandafir? Puneți petale. Vrei lumânări? Aprindeți lumânări. Vrei cadu cu apă? Puneți cadu cu apă. Organizează-ți tu, că el niciodată pentru tine nu o să organizeze. Fă-ți. Deci, lăsând gluma la o parte, cel mai normal, bineînțeles, când cuplul și-a dorit asta, a fost cumva pregătit și numai decât, indiferent de cât de bine vă cunoașteți, cât puneți mâna în foc unul pentru altul, folosiți mereu, mereu prezervativul ca metodă de contracepție, și ca metodă de protecție contra bolilor sexual transmisibile. Nu știu dacă este un mit sau realitate, mulți consideră că după primul act sexual, femeia nu poate rămâne însărcinată. Nu, absolut, este un mit. Chiar din primul act sexual neprotejat,
Femeia poate rămâne gravidă. Virginitatea. Ce înseamnă asta? Citeam zilele trecute că virginitatea e un termen tare anatomic vorbind, deci intrarea în vagină este acoperită de o membrană foarte fină denumită himen, da? Ca parte separată o învățam. Și himenul are diverse forme, poate fi de la cu margini valoroase, cu un orificiu mai mic sau mai mare. Aceasta este individuală, fiecare femeie în parte are forma ei de himen. Și el este o membrană elastică, deci el se poate întinde. Și în articolul care citeam, ginecologa spune că, de fapt, dacă să judecăm după prezența himenului, femeile sunt virgine toată viața, pentru că himenul nicăieri nu dispare, nici după primul act sexual, nici după 20-lea, nici după o naștere, nici Stai după o două. clipă, femeile sunt virgine toată viața? Dacă să judecăm după prezența sau absența himenului, da. Adică el Deci, mereu rămâne el acolo, mereu rămâne doar ca că... părți din himen. Deci, dacă el este suficient de elastic și actul sexual a avut loc, primul act sexual a avut loc cu plăcere, cu lubrifiere, în condiții bune, și el s-ar fi putut întins așa de tare ca să permită penetrarea și să nu fie nevoie să fie rupt, da? Și atunci nu este nici sânge, nici alte așteptări, așteptări le-au partenerii și respectiv femeia nu se întinde, poate are capacitatea să se întindă destul de mult, chiar și ca să treacă pe acolo un cap de copil. Pe Adică chiar și bune. la nașterea vaginală, bineînțeles. Wow. Deci, faptul că nu sunt eliminări de sânge, asta nu înseamnă că himenul nu s-a rupt. Nu. Deci, El nici nu trebuie să se rupă, el trebuie să se întindă suficient, să fie suficient de elastic, organismul este atât de pregătit pentru act sexual încât el să nu se rupă. Uneori au loc mici rupturi, da? Se întâmplă și atunci aceasta provoacă o mică sângerare, ceea ce tot este în principiu varianta ar normei. Dar prezența sau absența sângerării nu indică, nici de cum nu e indicator de virginitate. Iarăși ne întoarcem la ce înseamnă virginitate și ce numim noi virginitate. Tot în articolul despre care menționam, citeam că noi nu putem să numim că nu este virgină o fetiță de 5 ani care a fost violată, care a fost penetrat. Pentru că ei copilul, chiar dacă a avut loc penetrare, asta e o traumă, asta e mental, psihologic, din punct de vedere, ea nu e nici într-un fel, nu poți spune că trăiește viața sexuală. Și invers, nu putem numi virgină o femeie care nu are rapoarte vaginale, dar are anale, orale, petting și alte tipuri de sex, Crezi că practică sunt așa? masculină. Deci, Cineva ca să rămână virgină face sex anal, sex oral, dar nu face vaginal? tot Asta e este. bună glumă, nu? Chiar dacă pentru mine este amuzant, dar oricum vreau să te întreb. Restabilirea virginității. E o procedură chirurgicală prin care himenul, despre care am vorbit anterior, este suturat, da? Ca să imite starea inițială a himenului, pentru că el a fost fie întins, fie puțin rupt, da? Practică, mai ales în țările unde bărbații sunt foarte principiali, dar se căsătoresc târziu și aleg partenerii nu chiar de 13-14 ani și multe femei recurg la metoda asta. Dar la noi, în Republica Moldova. Personal n-am întâlnit nicio femeie în practica mea care a făcut anume himenoplastie. Știu că fac tot ce vreau să fac. Care sunt cauzele durerilor în timpul actului sexual la femei? Cauzele pot fi multiple și, în dependență de cauze, se recurge la intervenții sau la metode de tratament. Dar trebuie să avem o închipuire despre cum trebuie să fie un act sexual, cum trebuie să aibă loc. Deci nu e de dorit întotdeauna să fie un preludiu, ca femeia să aibă timp să-i excite, să secrete puțin substanță lubrifiant, da, natural. Și graba, stresul, copiii care bat la ușă, deci uneori asta dă niște senzații în plus, da, de aventură, dar alteori pot fi cauze că e dureroasă penetrarea, da, că nu este lubrifiere suficient, n-a fost suficient timp ca să elaboreze. Alteori pot fi cauze boli în sine, boli de piele a vulvei, boli vulvare, boli de vagin, boli urinare. Că uterul se află în nemijlocită apropiere de vezica urinară, da, în față, sau boli ale tractului gastrointestinal, în spate se află rectul. Da, psihologic vorbind.
Poate fi, dacă femeia simte, nu mai zic repulsie, dacă este supărată, nu-și dorește actul sexual, simte oarecum obligată, tot poate fi o cauză. Și deja formațiuni, chestii mai serioase, genul formațiuni, oameni, chisturi ale ovarilor. Dar vreau să atenționez la fel că perioada postnatală, imediat după naștere, da? Până se refac, ele din naștere. Primele acte sexuale după naștere pot fi mai puțin plăcut, necesită o atenție deosebită a partenerului. Și de asemenea, femeile care alăptează au o producție scăzută din cauza hormonului care susține alăptarea. Sunt scăzuți hormonii feminini și respectiv suferă lubrifierea. Este ca o uscăciune vaginală și adesea mămicile, proaspetele mămici acuză iată. Deci dacă Dar nu este provoacă plăcere, lubrifiant, da, dar se poate care... fi lubrifiant, sunt diferite geluri disponibile și forme medicamentoase care pot fi folosite și rezolvă problema aceasta foarte, foarte simplu. O altă problemă în timpul, nu știu cumva, a sexului sau după sex, secreții vaginale urât mirositoare. Cât de des se întâlnește această problemă la femei? În normă, mereu există secreții vaginale care sunt incolore sau au o colorație obișnuită, alb, deschis, transparent, da? Și nu au miros. Sau au un miros foarte fin, specific, care numim noi feromoni, da? Deci este un miros individual care ar fi care om. Dar modificarea secrețiilor vaginale, dacă culoarea este schimbată, consistența este schimbată, sau mirosul este un miros deosebit de cel obișnuit, este un motiv de adresare la ginecolog, pentru că este un semn de infecție. Trebuie tratat ca atare, investigat și tratat. Metode de contracepție. Care sunt cele mai des recomandate de ginecologi? Metodele contracepție sunt multe și se aleg individual, în dependență de femeia concretă, de pacienta concretă. Depinde de care sunt planurile cuplului sau femeii pentru perioada următoare. Deci își dorește sarcină în timp apropiat, următorii câți ani nu își dorește, a născut, n-a născut, cât de compliantă este, nu pot să indici contraceptive orale combinate unui pacient care nu ține minte ce a mâncat ieri. Facem o selecție. La moment se consideră că nu sunt necesare analize suplimentare în afară de un examen ginecologic obișnuit pentru a administra o metodă de contracepție. Dar sfătuie toate femeile să adreseze și să leagă împreună cu ginecologul în care au încredere, o metodă potrivită pentru dânsele. Hai să luăm punctual. În ce situații este recomandat steriletul? Recomand steriletul tuturor cuplurilor stabile, care pentru un timp apropiat 3-5 ani nu-și doresc o sarcină. Sterilete avem de două tipuri, sunt sterilete hormonale și nehormonale. Diferența între dânsele este că acesta hormonal, după cum sună și denumirea, are în corpul steriletului inclus o microcapsulă care conține un hormon care se eliberează continuu odată introdus în cavitatea uterină. Steriletele simple, de obicei cel mai frecvent întâlnit sterilet cu cupru, are un fir foarte subțire de cupru înfășurat în jurul corpului steriletului și ca mecanism de acțiune cupru este toxic pentru spermă, respectiv slăbește capacitatea spermei de a fecunda ovul și nu poate avea loc fecundația. Deci ăsta cu cupru este mai ieftin? Este mai ieftin, semnificativ mai ieftin decât cel hormonal. Cât costă, dacă poți face o comparație? Sterlet simt cu cupru variază până, cred că, până în 200 de lei, îmi pare că chiar e mai ieftin, poate 100 și ceva. Sterletul hormonal, la moment noi avem două sterlete, nu o să le numesc, unul este folosit, unul are, diferența între dânsele este cantitatea de hormon totală, cel cu hormon mai mare poate fi inserat pe 5 ani și este la moment se consideră corect a fi inserat pentru scop de tratament și deja secundar are efect contraceptiv. Deci el se instalează la pacienți cu anumită patologie. Steriletul cu concentrație mai mică de hormon este doar cu scop contraceptiv și se administrează pe 3 ani. Cât costă montarea sau cum are loc montarea? E un proces dificil? Este o procedură de scurtă durată, nu se aplică anestezie.
Dar pacienta nu poate veni din stradă, bună ziua, vreau să montați un sterilat. Pentru personal, eu numai decât solicit inițial o consultație obișnuită, un pap test recent, ca să ne asigurăm că sanatatea acolo, starea colului uterin e bună, și după caz o sonografie, o ecografie abdominală sau bazinului mic, ca să știm că și structural suntem, nu sunt alte patologii. Da? După aceasta, pacienta vine, e o procedură de scurtă durată, după aceasta, pacienta se poate relua activitatea obișnuită imediat după procedură. Când mă întreabă care e mai bun, eu zic că nu este mai bun. Ele au ambele bune, ambele au plusurile, au minusurile lor și are, fiecare pacient are steriletul ei corespunzător. Deci cu steriletul simplu, efectele ca efect secundar pot fi menstruații mai abundente sau mai dureroase sau mai îndelungate, cheaguri. Deci nici nu se pot administra, nu se pot recomanda un sterilet de tipul acesta la pacient care deja are ciclu menstrual lung, 7-8 zile, menstruațiile sunt lungi, da? Și sângerează tare, deci ea nu o să fie de acord și nici nu e ok să-i recomand așa sterilet. Steriletul cu hormon, ca efect secundar, are dispariția completă a menstruațiilor în al doilea an de utilizare sau așa un fenomen denumit spotting, când apar pe parcursul a întregului ciclu menstrual, mici pete, ca fenii, roz, roșii, după caz, dar spătează pacienta tot timpul. Și pentru unii pacienți asta e un disconfort, altele sunt ok, unele nu au acest efect advers, adică până la urmă depinde iarăși de femeie individual. Deci faptul că noi folosim o metodă de contracepție de lungă durată, cum este steriletul, reversibilă, pentru că revine fertilitatea imediat și este extras. Nu înseamnă că noi anulăm toate vizitele la ginecolog și venim peste 7 ani la ginecolog, categoric nu, din contra. Prezența steriletului asta e mereu un corp străin. Și așa și altfel, femeile trebuie să vină la ginecolog minim o dată în an. Pe Instagram făceam sondaj și vorbeam despre metode de contracepție și cineva spunea că eu am avut sterilet și oricum am rămas însărcinată. Trebuie investigat, dar în teorie, plasat corect, îngrijit corect, nu. Respectați metodele. Îndepărtarea este complicată, dureroasă? Este mai simplu decât inserția și poate fi puțin neplăcută, dar mai puțin neplăcută decât inserția. Pastilele orale de contracepție, când se recomandă? Pentru că mie mi se pare cea mai dificilă metodă. În fiecare zi, la aceeași oră, trebuie să iei aceste pastile. Da, exact. Sunt mai multe tipuri de pastile. Cele mai simple sunt cele monofazice, noi le numim așa monofazice, conțin aceeași cantitate de ambele tipuri de hormoni. Mult a progresat această area a medicinii. La moment, contraceptivele orale combinate se consideră o metodă la fel foarte sigură, cu condiția că sunt respectate toate regulile. Sunt microdozate, adică doza de hormoni a fost căzută, este minimală ca să mențină efectul contraceptiv și totodată ca să nu ne ofere efectele adverse care le dădeau contraceptivele în trecut. Care erau efectele acolo? Îngrășarea? Frica tuturor Inclusiv femeilor care nu vor să folosească metode de contracepție. da, creșterea în greutate, dereglări de dispoziții, dereglări de metabolism, retenție de apă. Și mai ziceai că mai este o metodă care e mai rar întâlnită la noi sau tot destul de des? Nu capătă o popularitate destul de mare, este inelul vaginal, metodă contraceptivă, la fel, deci este vorba de un inel care se montează, un pesariu se mai numește, se montează individual de femeie vaginal, se păsează în vagin, se fixează de colul uterin pentru 21 de zile și la fiecare 21 de zile este extras. Este undeva similar cu contraceptivele orale combinate. Femeile știu că primesc un ciclu de 21 de zile de pastile, pentru că fac o pauză de 7 zile, în a 8-a zi iau următorul blister de pastile, da, hormonale. Similar, tot așa, 21 de zile, se face o pauză de 7 zile în care are loc o reacție menstruală, după aceasta, în a 8-a zi, se inserează un inel nou. Inelul ăsta conține hormoni. Da. Aici am Cabernet Sauvignon 2018. Mie îmi place asta. Sper că și vouă o să vă placă. Dar te provoc să-mi zici cum e să fii căsătorită cu un medic. Despre ce discută doi medici în familie, acasă? Noi evităm să discutăm acasă problemele
medicali, ca să zic așa, foarte rar, Mihai, povestește despre un caz deosebit, pentru că știi că pe mine e greu să mă impresionez. Cred că de asta, el mai curând poate povestească prietenilor altcuiva despre ceva mai, pe care poți ușor să-i uimești. Și noi evit să discutăm pentru că să ajungi mereu la o contradicție, cel mai des ajungi la o contradicție. Poate eu zic ceva care nu-i sună lui bine, așa, și lui nu-i place să fie contrazis sau lui pare că el ține niște mai corect. Și avem el se plânge adesea, povestește un caz care l-am avut mulți ani în urmă, când a apărut primul nostru băiat, Petrică. Avea câteva zile și, mă rog, până se organiza alăptarea cu nou născut acasă, cu eu aveam bagajul meu de cunoștințe, de informații, mai ce am mai citit, ce am mai auzit. Abia a apărut specialitatea asta de consultant în alăptare. Eu foarte mult le urmăream, foarte mult le respect fetele acestea și le urmăream, citeam absolut oricare. Și mi-am făcut o idee, o închipuire despre cum ar trebui să aibă loc, cum trebuie să fie. Și Mihai a venit acasă, spune că el nu mănâncă destul, el nu se satură, tu n-ai destul lapte și eu spunem că așa ceva nu există, lapte mereu se este, dacă trebuie, el se secretă anume cât este nevoie și copilul doarme liniștit înseamnă că lui nu-i trebuie. Eu spun că el e flămând, el de atâta doarme așa de mult. Ne-am contrat și eu zic, eu țin minte că acolo el spune, tu știi cât trebuie el să mănânce la vârsta asta? Ia că atâta, nu știu cât. Eu zic, da, stoarce-te să vedem cât lapte ai. Eu zic, nu mă storc eu nimic, asta nu e indicator. Eu am citit că nu contează cât storci, poți, nu poți storci deloc, dar de fapt lapte este, că el se produce în momentul când copilul suge. Și ne contram, nu știu cum el a ieșit la un moment dat și eu am luat o carte din neonatologie care aveam acasă și zic, acum să-i demonstrez că nu e așa cum, eu țin minte că sigur că e altă cantitate de lapte. Și n-am mai ajuns eu să găsesc paragraful, capitolul acela, că Mihai s-a întors acasă. Și când m-a văzut cu cartea în mână, s-a înfuriat foarte tare. A spus, tu n-ai încredere în mine, eu doar îți spun, eu fac scheme de alimentare pentru copii prematuri în secție de reanimare, tu pe mine nu mă crezi. Și zic, bine, gata, am înțeles, te cred, fii cum zici. Ne-am contrat atunci, am avut un moment de răscruce când el a spus că nu poți alăpta, înseamnă că să hrănim cu lapte praf și a adus o cutie de lapte praf și el spune că așa el m-a stimulat lactația. Și eu spun că așa tu nu mai susținut în lactație. Dar n-ați mai ajuns la laptele praf. Nu, am alăptat ambii O copii. istorie genială. Eu vă dau acest Cabernet Sauvignon în momentul în care o să apară o contradicție pe teme medicale, să-l deschideți, să ciocniți câte un pahar cu vin și să vă bucurați de viață. Mulțumim. Foarte faină istorie. Avortul, o temă foarte discutată și care împarte societatea în două. Unii sunt pro-avort, alții sunt categoric împotrivă. Tu ești pro sau contra avortului? Eu, ca medic, nu sunt în măsură să judec niciodată. Femeia vine la mine nu pentru că eu să-i spun, ai, 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 ce ați făcut, nu se poate așa, dar vine cu o problemă întotdeauna, vine că eu să o susțin sau să o ajut. Și eu, ca medic, pot să o ajut în toate cazurile acestea. Dar, totodată, eu sunt anti-avort ca metodă în sine, deci mai bine să ne folosim metodele de contracepție odată ce nu ne dorim o sarcină și ideal ar fi ca toate sarcinile să fie planificate. Cred că pandemia numai a crescut sau a acutizat această problemă pentru că accesul în instituții medicale a fost oricum restrâns, dar nu puteai să intri nici să vezi pacienți, nu să mai nimerești la un doctor la o consultație. Poate accesul la pastile, cu toate că la noi ele se vând, contraceptivele combinate orale se vând în formă liberă, în farmacie, fără prescripții pot fi obținute. Vin, femeile vin și ele niciodată nu vin cu bucurie. N-am întâlnit pacient care să vină și să zic, ura, vreau avort, bucurați-mă. Mereu pacienta e într-o dilemă mare sau cel puțin e întristat, chiar dacă știi foarte bine că nu-și dorește această sarcină, că o să termine cu întreruperea sarcinii. Eu mereu mă străduiesc să le susțin cu psihologic, să le spun că nu o să le judecă nicio decizie care o să o ia. Dar nu le grăbim, la fel le spun să se gândească foarte bine. Dar spune cum funcționează. Deci o lași o zi, două, trei să analizeze sau dacă ea vine dimineața ferm convins că vrea avort,
atunci începeți procedura. Fiecare pacient este individual. Sunt femei care vin, ele știu la ce au venit, ele clar spun că da, eu știu, da, am acasă doi copii mici sau soțul nu-i de acord sau eu nu vreau acum sau nu mai am ieșit la lucru, am dat copiii la grădiniță, iarăși din nou. Adică fiecare femeie. Și sunt care se văd clar că sunt nehotărât, că ea a venit, dar poate dintr-un impuls de moment, de o slăbiciune sau de o nesiguranță momentană și e nesigur și eu văd clar că iată ea și da, și atunci noi discutăm liniștit, eu liniștesc, îi explic că, clar că discutăm anamnestic, cum mai are copii, nu are copii, a născut, nu a născut, care sunt planurile pentru viitor, de ce anume nu e potrivit acest moment și adică, într-un fel, un fel de lucru semi psihologic, da? Întreb numai decât dacă partenerul știe că e însărcinat, dacă partenerul știe că a venit să întrerupă această sarcină, ce opinie are el. Pentru că nicio întrerupere de sarcină nu decurge, adică oricum sunt niște urmări și pot fi niște complicații despre care eu atenționez pacientul tot timpul, că se poate complica. La fel, avortul medicamentos are o ușurată din succes la anumite femei, până la urmă se va recurge, se va termina oricum cu un curetaj uterin. Alte femeile tot trebuie să știe asta. Să vorbim despre aceste două tipuri de avort. Deci medical, e curetaj și medicamentos. Cel mai inofensiv, evident, ar fi medicamentos dacă este la o etapă incipientă. Dar curetajul se recurge atunci când deja este o perioadă de sarcină. Ultimele recomandări vorbesc despre ceea că este întotdeauna recomandabil să încercăm metoda neinstrumentală, metoda medicamentoasă, pentru că medicamentele au devenit accesibile, sunt. Este o metodă destul de sigură și poate fi administrată până la termenul de 9 săptămâni de gestație. Asta și sună mult, 63 de zile și sună puțin, pentru 9 că săptămâni, asta sunt 2 luni și o săptămână, practic. considerăm că de obicei femeile află că sunt gravide deja au 3-4 săptămâni. Dacă, mai ales dacă nu așteaptă, poate să aibă și mai mult. Că iată, întârzi menstruația, întârzi 8, dar deși întârzi, fac un test, văd că sunt gravide, da? Deci undeva 5 săptămâni și mai are în rezervă 4 săptămâni, plus minus, ca să hotărască, da? Și este o temă sensibilă pentru că mult gunoi este îndreptat înspre doctorii, înspre ginecologi, din partea populației care este complet, din punct de vedere religios, consideră că acesta este un păcat, o ucidere, un act rău, da? Și, pe de altă parte, asta intră în lucrul nostru, asta face parte din lucrul de ginecolog. Ce riscuri implică avortul? E adevărat că dacă faci avort, în special medical, riști să rămâi infertil? Nu este adevărat, nu e numai decât că o să rămâi infertil și sunt multe femei care rămân după asta, așa, au doi, trei, nasc copii. Avortul medicamentos, chiar aș spune că din acest punct de vedere, este mai sigur pentru că nu este nicio intervenție în cavitatea uterină, se administrează un anumit set de pastile într-o anumită schemă și medicamente suplimentare pentru susținerea pacientului. Deci, în pacienta, teoretic, se duce acasă și cu instrucțiunile clare scrise și este în contact cu doctorul. Nu se întâmplă ceva, nu ceva care facem pe loc în cabinet. Întreruperea instrumentală presupune anestezii, de regulă, intravenoasă de scurtă durată și manipulări în cavitatea uterului, ceea ce pe viitor poate cauza stări care pot duce la infertilitate. Adică, fapt, poate să ducă la cei că femeia nu poate rămâne gravidă. Cauzele infertilității în cuplu și rolul ginecologului, propriu-zis. Noțiunea la ginecologi nu există de infertilitate feminină, dar infertilitate în cuplu. Eu vreau să înțeleg, în momentul în care un cuplu își dorește un copil și nu reușesc să-l conceapă, vin împreună la ginecolog sau ce recomandă specialiștii? Într-adevăr, ne ferim să numim direct femeie infertilă sau infertilitate și mereu ne adresăm aceasta că e o problemă până la urmă și dorește un cuplu, un copil și spunem cuplul infertil până la momentul investigației și pe urmă denumim factorii deja care conduc la infertilitate.
În ideal ar fi că ambii parteneri să se implice în mod egal și respectiv să vină împreună la medic. Un cuplu, numim un cuplu infertil, un cuplu care are o viață sexuală regulată, vaginală, cu ejaculare, timp de 12 luni, fără nicio metodă de contracepție, până la vârsta de 35 Dar regulată ce ar însemna? Ziceam, unii au de necesitate o dată pe lună, alții de câteva ori pe ani. Deci, săptămână. minim 2-3 ori pe săptămână. Încă o dată accentuez vaginală cu ejaculare în Dar vagin. ați avut situație când cineva voia să Deci, conceapă copii și nu era penetrare vaginală? sunt bancuri, nu știu, anecdote este ori să știți cum toate bancurile sunt din viață până la urmă. După vârsta de 35 de ani, la femei și la bărbați, scade fertilitatea, este demonstrat și la această vârstă, deja după 6 luni, dacă cuplul, având viață sexuală regulată, stabilă, cu penetrare vaginală, cu ejaculare vaginală, nu obțin sarcină, trebuie să se adreseze la medic pentru că s-ar putea să piardă din timp prețios cât mai au rezerva de fertilitate. Ce le spui cuplurilor care vin și se adresează cu această problemă? Dacă vin prima dată, iată, vine un cuplu întâmplător și trăim viață sexuală regulat timp de atâta timp și nu dorim tare să dorim, ne dorim foarte mult o sarcină, nu se primește, evident că întreb cât timp, dacă dorm împreună, trăiesc împreună, adesea ei își doresc, dar soțul e plecat pe hotare și vine odată la 3 luni și nu se primește. Sunt multe detalii care, de fapt, trebuie găsite. Și dacă, iată, corespund la aceste toate criterii, mereu se începe investigația cu bărbatul, mai cred că femeile cuplul vine la ginecolog. Pentru că la bărbat este doar un factor care condiționează fertilitatea, da, este calitatea spermei. Dacă sperma bărbatului este bună, este o analiză simplă, se dă la laborator, Spermogramă. spermogramă, da, și în baza ei se apreciază calitatea spermei. Dacă sperma este calitativă, înseamnă că factorul masculin este exclus din această ecuație și atunci ne orientăm la factorul feminin, care este foarte vast, foarte divers. Care sunt cele mai răspândite cauze a infertilității la femei? Luând pe organele genitale, ne coborâm de sus în jos, poate fi factorul ovarian, este lipsa ovulației sau asta e cea mai frecventă, factorul tubar, când anumite boli în anamneză, mai ales infecțioase, sau anumite intervenții chirurgicale anterior, dau așa, Tubar, trompele trompele uterine. uterine, da, Așa. trompe uterine, dau niște, condiționează un proces aderențial, să fac niște mici, ca niște mici struni, fire, așa, între organele interne, care strâmtoare. În general, trompele sunt un organ foarte fin. Noi numai când vorbim pe desenul unii parcă ele sunt așa un tub gros care el se vede, el nu se vede nici la ultrasonografie în urmă. Mai cred că ovarul se vede, uterul se vede, ele nu se văd în urmă și ele sunt niște organe foarte, foarte fine care ușor pot fi lezați și cu regret, practic, irreversibil sunt irreversibile aceste leziuni. Poate fi uterin, polip, mioame, poate fi cervical, adică colul uterin, niște operații, revenind la un avort instrumental, uneori au loc niște leziuni sau o naștere anterioară cu rupturi de col, când colul este suturat și deci după aceasta se formează ca un cicatrici, colul este îngustat, respectiv sperma nu poate pătrunde în cavitatea uterului unde trebuie să fertilizeze ovul. Dacă să zicem, și știu asemenea situații, bărbatul este perfect sănătos, calitatea spermei este foarte bună, femeia nu are probleme evidente în urma tuturor investigațiilor, adică chiar totul arată că e foarte bine, ciclu menstrual, menstruație la timp, ovulații la timp, trompele sunt în regulă și tot așa mai departe. Și cuplul oricum nu poate concepe un copil. Există noțiunea asta de, Infertilitate idiopatică, da, adică este factorul inexplicabilă. inexplicabil. Care Când este procentajul? până la 20% se consideră Cât de des întâlniți asemenea situații? nu foarte des în practica mea, bine că nici nu sunt alți specialiști care sunt nemijlociți specializați în această arie,
Se întâmplă, medicina nu e o știință exactă, sunt multe lucruri pe care noi poate încă nu le cunoaștem, nu ne sunt cunoscute și la moment noi tot ceea ce este necunoscut numim idiopatic, din cauza necunoscută. Acum o întrebare pe care și-o pun mulți. Incompatibilitate în funcție de grupa sanguină. Este adevărat Este că... un mit. De ce mulți spun că atât de mult contează? Pentru că ei sunt incompatibili, că același partener cu altă femeie ar putea face copii. Și într-adevăr, poate se întâmplă acest lucru. Dar asta are vreo legătură cu grupa sanguină? Nu. Nu. Este mai mult, cred că, la un nivel imun și, care trebuie studiat în detaliu, nemijlocit la acest cuplu, dar nu în compatibilitatea sanguină. Din practica ta, ai avut situații când bărbatul spunea că femeia este divină, că ea este responsabilă de tot, că așa se întâmplă la noi. Dacă nu reușesc să conceapă un copil, gata, femeia are o problemă. Și când colo merge, ăla nu are gram de spermă. Și aici, ca să nu exagerăm noțiunile astea, Da. știm foarte bine, chiar și cu spermograma zero, există posibilitatea să fie extrași din testicul spermatozoid, să facă fertilizare in vitro și tot așa mai departe. Dar îmi pare foarte rău când bărbații nu își asumă un grad de responsabilitate, inclusiv ei. Pentru că nu de fiecare dată femeile se fac vinovate sau sunt responsabile de insuccesul unei sarcini. Tocmai de asta spun că în momentul acesta ar fi bine cuplul să vină împreună, pentru că oricare ginecolog o să răspundă că primul se investigează bărbatul, trebuie să vedem dacă sunteți sănătos, dacă sunteți fertil. Și până la asta nu e o problemă individuală a femeii, chiar și dacă are, doar dacă are o altă boală, nu știu, oricare, o gastrită, o hepatită, doar nu e vina ei, nu și-a ales ea boala aceasta. Mi se pare asta. Ține de mult de educație, de normele tale etice, morale, nu mai știu. Mi se pare depășit momentul acesta că e vina ta, că Dar se ești. schimbă cum atitudinea asta sau mai puțin? Noi mereu spunem că factorul de infertilitate mereu e 50 la 50. De 50 e responsabil bărbatul, de 50 e responsabil femeia. Deci nu este vina ta, vina mea. Zic să luăm o pauză de cafea, dar vreau paralel să vorbim un piculeț și despre cât de important este, nu știu, vizita la ginecolog în timpul sarcinii, pentru că știm că toți recomandă asta, dar unele femei nu respectă cu strictețe. Am văzut chiar cazuri când cineva nu s-a adresat la medic toată sarcina. Eu aș spune că rolul ginecologului e crucial, pentru că până obstetrician, până la urmă, tânsul urmează să naști, sau cel puțin el e nemijlocit specializarea lui, el trebuie să se ocupe cu asta. La moment, dacă nu s-a schimbat nimic de când am plecat eu de la catedră, sunt 6 vizite obligatorii a gravidei la medicul de familie și nemijlocit adresări la ginecolog. Pentru că medicul de familie ia la evidență această sarcină, este prevăzut, este recomandabil ca pacienta, odată ce află că este însărcinată, imediat pună la evidență la medicul de familie până la 12 săptămâni. Și acest termen este dat nu întâmplător, pentru că se dau primele recomandări de suplimente care trebuie necesită gravida să le primească. Acesta este acidul folic, obligator, primesc toate gravidele, chiar este recomandat și prenatal De ce? administrarea. Acidul folic joacă un rol cheie în reducerea malformațiilor tubului neural. Asta e ceea ce în viitor o să fie creierul și coloana vertebrală a copilului, a fetului. Și administrarea prenatală și în cursul primilor 12 sau 13 săptămâni de sarcină previne, s-a demonstrat că previne malformațiile acestui sistemului nervos la fet. Wow, cât de fain. În plus, la asta uneori, după 12 săptămâni, este necesară suplimentarea cu supliment de fier. Sau multe gravide optează pentru vitamine pentru gravide. Sunt complexe de vitamine special elaborate, conțin mai multe grupuri de vitamine, inclusiv fier. Și Dar spune-mi, te rog, poftele gravidelor.
E adevărat că pot duce la pierderea sarcinii anumite pofte sau sunt niște mofturi? Dacă vrea să mănânce niște aci de siguranță, posibil că se ducă, dar per general nu pot duce la pierdere. Dacă nu e îndeplinit pofta unei gravide, nu, poate pur și simplu foarte tare să vrea, nu pierde sarcina din cont că n-a primit căpșuni sau ananas la ora 3. Dar cum se explică asta? De unde apar poftele astea? Și uneori niște pofte stranii. Cineva vrea să mănânce cretă, cineva vrea să mănânce ceva ce niciodată n-a dorit și nu i-a plăcut. Iată, sunt două direcții. Poftele obișnuite, normale, vreau, nu știu, un fruct exotic sau o mâncare care Eu mai așa vreau deosebită, pește, gândeam la așa. vreau Deci eu aș pește. profita de bărbatul. Asta e condiționat hormonal, dar poftele perverse, gen cretă, var, iarbă, pământ, nisip, sunt adeseori semn indirect de anemie. Și ne întoarcem, anemie ferodeficitară, care necesită suplimentare cu fer și odată se normalizează nivelul de fer în organism, dispar și aceste pofte neobișnuite. Noi trăim așa niște vremuri în care absolut tot e accesibil orice oră, în orice anotimp. Dar unele femei admit că exagerează în perioada aia cu poftele. Femeile au multe vicleșuguri. Zi-mi în perioada sarcinii. Sexul este sau nu recomandat de specialiști? Am citit diferite opinii. O sarcină normală, cu evoluție normală, nu este o patologie, noi așa spunem. Sarcina nu este o boală. Respectiv, practic tot cu ce s-a ocupat femeia prenatal, înainte de a rămâne gravidă, preconcepțional, poate fi continuat și în perioada sarcinii cu mici ajustări. Respectiv, sexul ca Activitate. activitate normală a cuplului, bineînțeles că poate fi continuată în lipsa contraindicațiilor pe care le stabilește ginecologul, tocmai de atâta e bine să mergi regulat la vizitele lui. Dar ce contraindicații pot fi când sarcina nu este foarte sigură? Când este un risc de un avort spontan sau persistă o malformație, un hematom. Deci, anumite stări care fie reduc numărul de contact sexual, adică îl spune mai rar sau mai atent, sau complet interzic, este nevoie de un repaus la pat, da, pacient, adică sunt cazuri când este pus în pericol nemijlocit sarcina, dar o sarcină care decurge în mod obișnuit absolut nu are nicio contraindicație Și pot pentru. face sex de câte ori doresc și Da, atât timp sunt cât anumite abdomenul. restricții la poziții, probabil. Cum îi se simte confortabil femeia în cazul dat, pentru că totuși ea aduce sarcina și atâta timp cât ea se simte ok, absolut nicio poză nu este contraindicată, niciun mod nu este, de sex nu este contraindicat. Odată cu creșterea abdomenului în volum, bineînțeles, asta se întâmplă între metru 2 și încolo, deja anumite poziții nu sunt comode, anumit ritm poate nu este comod. Dacă aveați un sex sălbatic anterior, clar că domăliți ritmul, încercați numai decât să impresionați vecinii în această perioadă, per general, absolut nu comportă, chiar înspre sfârșitul sarcinii, când uneori când se reține, când n-are loc nașterea în jurul vârstei datei probabile a nașterii, deja chiar este recomandat. Este una din metodele de inducție a travaliului, da, pe lângă ciocolată neagră, arahide, mers, activitate fizică, până la urmă sex tot e o activitate fizică foarte bună, care. Și ai avut situații, sau cu siguranță sunt situații, merg, fac sex și ea Da, se merge și pornește nască. travaliul, da. Da, Ai de se pornesc capul meu! contractele, se întâmplă. Dar ce situații amuzante ai avut legate de asta? De sex în timpul Da, deci sarcinii? ai avut cineva care să te întrebe dacă... Când complet sunt lips cunoștințele despre anatomia elementară, despre ce înseamnă sarcină, unde se află copilul, unde cineva mai înțelegi, undeva acolo în burtă, undeva nu intră în esență, este mitul că nu fac sex, că mă vede copilul, că mă simte copilul, că mai știu, că mi-e rușine de copil. Sunt niște mituri, dacă înțelegi anatomia simplu, unde se află, copilul Mi-e se rușine de află, copilul din burtă? da, mă rușinez și așa. Asta e Și bun. uneori, poate și greu fizic, poate este undeva și dorință, dar ca bărbații să înțeleagă starea care o simt femeia când e însărcinată în termeni tardivi, da, în ultimele săptămâni de sarcină,
trebuie să-și agațe de picioare niște, nu știu cum se numesc, manșete de astea care îngrelează de mâini, să-și îmbrace un stien umplut așa greu cu niște greutăți suplimentare și pe burtă un mulaș care cântărește, știu, 4-5 kg. Și iată, în așa stare, pe urmă să înțeleagă, e scapabil să aibă un act sexual sau nu. Este destul de greu, uneori ești obosit fizic, ești Da, dar uneori femeile nu mi spun că problema e că ele vor și bărbatul nu vrea pentru foarte des, sistem. dorința sexuală inexplicabilă, probabil că din cauza fluctuației de hormoni, crește într-adevăr și gravidele de obicei sunt gata, gata, gata și soții sunt mai partenerii sunt mai fricoși sau mai reticenți la asta. Deci recomandarea ta, dacă sarcina decurge ok și nu sunt contraindicații, faceți sex la greu. Da. Atent, cu grijă, dar o regulat și cu plăcere. Nașterea și refacerea femeii după naștere. Un subiect la fel de controversat e naștere prin cezariană sau naturală. Care este poziția ta? Eu nu pot, nu e a mea poziție, poziție generală, că noi favorizăm întotdeauna o naștere naturală pentru toate femeile care sunt capabile, n-au contraindicații pentru naștere naturală și rezervăm cezarienilor doar un procentul cel mic când sunt factori care nu permit o naștere naturală obișnuită și atunci se recurge la operația cezariană. Asta nu este un moft, nici, nu poate fi un moft nici a doctorului, nici a pacientei în sine, cu toate că uneori, unele femei, în anumite categorii de femei, să zicem, prima sarcină tardivă, o sarcină foarte dorită, obținută foarte greu, da? Și uneori, unele femei insist foarte mult, că eu nu, categoric, eu nu o să pot naște, nu o să naște. Bineînțeles că lucrul obstetricienilor, nu am eu, că eu nu lucrez la maternitate, să înveți femeia, să convingă femeia că e posibil, când nu există motive serioase, că e posibil o naștere, să înlăture toate fricile care le are, să o pregătească ce înseamnă o naștere. Dar unele femei au un al șaselea simț, iată că nu vreau să nasc, n-am să nasc vaginal. Și adesea s-a întâmplat în timpul rezidențiatului meu, când femeile, ele nu sunt pregătite psihologic, moral, sau sunt ele așa de tare și au înhibat acest, că într-adevăr ceva până la urmă se termină, nu merge și se termină oricum cu operația cezariană. Odată cu trecerea prin canalul de naștere, prin vagin, microflora mamei, flora normală, da, populează tegumentele nou născutului și astfel el primește deci are și o inseminare totodată, adică nu fiecare atingere, fiecare sărută a mamei o să-i poți să-i provoace, îi poate provoca infecții, dar ca o protecție suplimentară. Și îl pregătește de viața extrauterină, pentru că, cum pentru mamă, este un stres, nașterea tot așa este un stres foarte mare pentru bebeluș. Noi numai că nu-i studiat până la capăt, că ei trec pentru un stres foarte mare când schimbă mediul cald, întunecos, liniștit, în sala de naștere de obicei lumină, să mai aud niște igălăgii, ceva nou. Deși Dumnezeu să-l iert pe socrul meu, profesorul Petru Stratoat, îi spunea că noi născuții, ăștia când isca, asta ca și cum te-ai venit din cosmos și te-ai coborât pe pământ. Ce frumos exemplu! Dar lupta asta, tu înțelegi? De fapt, femeile care au născut natural condamnă femeile care nasc prin cezariană. Și mi se pare foarte urât în momentul în care îi spun că tu nu trebuie să te consideri mamă pentru că ai născut prin cezariană. Nu, toate mamele sunt cele mai bune pentru copiii lor, indiferent de modul în care au dat naștere copiilor, atâta timp cât ele sunt sănătoase și copiii lor sunt sănătoși. Iar spun, asta n-ar trebui să fie un capriciu nici a doctorului, nici a pacientei. Sunt indicații pentru intervenție chirurgicală cezariană și sunt când se poate naște vaginal și este o metodă naturală de a duce copiii lumii. Cât de mult se schimbă vaginul femeii și, în general, cât de mult se schimbă femeia după ce naște? Pentru că, să argumentez un pic în întrebarea asta, sunt multe femei care spun că după naștere bărbații manifestă mai puțin interes față de ele ca femeie. Fac sex mai rar și tot așa mai departe. Cât de mult asta influențează? Iarăși totul pornește de la
De la tipul de cuplu, de la relațiile care sunt în cuplu, de la cunoștințele pe care fiecare le are referitor la ce înseamnă o naștere, ce înseamnă o sarcină, o naștere, ce înseamnă, dacă știi, cuplul e la curent cu ce înseamnă perioada postnatală. Și la moment este multă informație, multă discuție referitor la stările femeii. Noi numim așa numitul, a apărut termenul de trimestrul al patrulea, da, a gravidității, adică perioada imediat postnatală, următoarele 3 luni după naștere, când copilul se adaptează și femeia se adaptează la nou statut de mamă, de femeie care a născut, de la uză, mă rog. Dar și puțin se vorbește despre aspectul, deci, până la urmă, tatăl, bărbatul, tot trece prin niște schimbări psihologice, da, el nu naște fizic, dar cel mai probabil că tot are niște schimbări interioare, poate niște frici din necunoștință, din, nu știu, dintr-un stereotip careva, da? De atâta, cred că noi trebuie, iarăși revin, că noi trebuie, oricare sarcină trebuie să fie planificat, trebuie să fie din timp pregătit, noi trebuie să ne pregătim. Mihai așa și le spune la pacienți, când v-ați pornit să ne faceți copii, ce v-ați gândit? N-ați știut cum, știți numai cum să fac. Deci, trebuie să avem puțină informație că noi ne asumăm viața unui nou om și de care suntem complet responsabili până la o vârstă mare. Femeile sunt foarte vulnerabile în perioada postnatală. Au nevoie de mult suport, spun ca mamă, ca femeie, au nevoie de mult suport psihologic și fizic. Este o perioadă care te solicită foarte mult, inclusiv fizic, dar nu mai zic psihologic. Tu de aici, da, ești bucuroasă că ai născut, ai un copil sănătos, poate ești sănătos, dar fizic e greu, el necesită multă atenție, practic tot timpul. Uneori o trecut toată ziua atunci când ai băut ceai, n-ai reușit să te perii, piept din părul sau să apeleze la ajutor cât este disponibil. Poate din timp să gândească acum este la modă termenul acesta pernă financiară sau cum să zic, finanțavă padușcă. Deci poate puneți niște bani deoparte ca să vă permiteți, nu știu, ori mâncare să comandați, ori să vă ajute cineva cu curățenia, ori, Sau deci, ambii să fiți acasă o sau perioadă. ambii să fiți acasă o perioadă. Toate momentele astea trebuie gândite și trebuie, iarăși, trebuie discutate, cred că cel mai corect. Tu ce simți, eu ce simt. Dar Femeile, organismul femeii se schimbă, deci bineînțeles, sub așteptarea influența. că va fi ca înainte de naștere e greșită. Noi mereu ne schimbăm. În fiecare zi noi suntem alții. Deci fiecare experiență nouă ne schimbă într-un anumit mod. Și bineînțeles că nașterea e așa un eveniment major numai decât că aduce schimbări. Femeia din start devine, capătă un nou statut. Ea înțelege că toată responsabilitatea e cum o nouă viață. Trebuie hrănit, schimbat, alăptat, îngrijit, protejat de toate bolile. Și aceasta poate fi copleșitor. Femeile des au baby blues, da, starea de depresie postnatală, în starea cea mai gravă, sau o stare de melancolie ușoară care poate trece în primele 2-3 săptămâni după naștere. Dar tu cum o explici, sau specialiștii, de fapt, cum explică depresia asta postnatală? Ea poate interveni, din câte eu cunosc, inclusiv în cazul femeilor care sunt susținute de soți, de mamă, de soacră, de rude, de soră, și Da. ea stă în interior și coace acolo tot felul de gânduri din astea negre. Depresia postnatală, ca și depresia în sine, este un diagnostic cu care trebuie de lucrat. Asta nu e ceva care nu e ceva inventat și, într-adevăr, chiar se întâmplă și la casele mari, când unde este tot pus la punct pe roate și poate nici nu așa multe responsabilități sunt pe umerii femei. Cu așa pacienți trebuie să lucreze psihologul sau psihiatru după caz. Nu este absolut nicio rușine să te adresezi, spui că mie-mi e trist, eu mă simt greu, am gânduri grele, să ceri ajutor de la cei apropiați și numai decât sfatul sau ajutorul specialistului. Din punct de vedere fiziologic, după 6 săptămâni după naștere vaginală, femeile pot reîncepe viața sexuală în mod obișnuit, clar, cu atenție, mai ales dacă au avut loc niște rupturi sau niște suturi, niște intervenții mici pe perineu sau, mă rog, prin căile de naștere. Vaginul femeii, revenind la cât de mult se schimbă vaginul, este un organ foarte elastic, foarte flexibil, altfel n-ar fi posibil actul sexual. Și nașterea. Și nașterea, bineînțeles, și ca oricare alt mușchi, pentru că vaginul este constituit de mușchi,
planșeul perineal, partea jos a bazinului mic, la fel sunt constituit din grupuri de mușchi, pot fi reantrenați ca să lucreze bine. Asta e primul rând pentru ca să funcționeze sistemul urinar corect, da? Să nu avem incontinență urinară după naștere, ca să funcționeze tractul gastrointestinal, intestinul corect și să avem scaun regulat, care este tot o parte din fiziologie Tu umană. aici vorbești despre exercițiile Kegel sau? Da, vorbesc despre exercițiile Kegel și despre activitatea fizică în general. O activitate fizică ușoară trebuie reluată după naștere, încet, încet, adică să revenim la... Bine, o să fie super banală întrebarea sau precizarea asta. Unii au impresia, bărbați în special, că dacă femeia a născut, atunci vaginul s-a mărit și rămâne așa sau suficient de Nu mare și rămâne. după El aia. este suficient de elastic El ca se să se restrânge. restrânge. Când vorbești despre atenție din partea bărbatului, în special după ce reiau activitatea sexuală, care este, cum trebuie să se manifeste? Nu știu cine cântă cânticul ăsta, Lazariu, care spune, orice femeie este frumoasă dacă e iubită și e mireasă, da? Deci dacă o să fie înțelegere, atenție, iubire, atunci nici, nu știu, 10 nașteri vaginale nu o să încurci partener să se iubească, să simt bine împreună și invers, dacă nu este atracție, hai să nu zic iubire, nu este asta, du-te Conexiune. vino aceasta, atunci nici câte ori nu ți-ai face rejuvenarea, pardon, cum se numește, restabilirea hymenală, nu o să-ți mulțumești partenerul, adică Dar imaginează-ți cât de complicat este pentru o femeie care trece probabil printr-o readaptare, printr-o depresie postnatală sau o stare de melancolie, anumite schimbări în organism și dacă bărbatul nu mai manifestă interes în față de ea ca de femeie, nu își dorește să facă sex cu ea și nu mai ajută. Tot pachetul. Deci aici ai toate componentele pentru o depresie eu profundă vreau să postnatală. deschid o paranteză ca femeie, nu numai ca medic ginecolog, și spun că presupun că toate femeile au și așa au o doză de nesiguranță, că toți oamenii cred că au o doză de nesiguranță. Noi mereu avem ceva care poate considerăm că la noi nu e chiar așa cum ar trebui să fie, nu e chiar bine sau un defect careva, care poate nu există, dar în mintea noastră există. Și cu atât mai mult schimbările postnatale, corpul feminin, sânii mare, splin cu lapte, abdomenul nu și-a revenit complet, este, poate pielea este mai flască. Televiziunea modernă, reclamele, revistele, nu știu, popularizau pe o perioadă o imagine absolut eronată a femeii postnatale. De ce femeie e strălucitoare, e machiată, e pe tocuri, e veselă, e zâmbitoare, e în bună dispoziție, copilașul îi administrează două picături de antiflatulent și el nu mai plânge și așa e de bine tot și primul mănâncă și totul e ca și cum mai ți-ai adăugat o fundiță la exteriorul tău și te-ai dus mai departe. Dar de fapt viața schimbă radical. Și sunt bucuroasă că în ultimul timp femeile nu se feresc să vorbească despre asta, că ele spun că nu numai decât că se plâng că asta e greu, dar spun realitățile vieții. M-au apărut multe poze femeilor imediat în sala de naștere, că iată cum arată de fapt un corp de femeie care numai ce a născut, iată cum arată la 4 săptămâni după ce a născut, că burta tot încă, abdomenul nu e ideal, mai este un pic de burtică, mai este celulit, nu e ideal corpul, nici la 4, nici la 6 săptămâni, eu așa spun. A durat 9 luni ca să ajungem la perioada că putem naște. Respectiv, nu poți cere corpului tău imposibil. Bineînțeles că în cazurile în care ai, nu știu, cineva se ocupă de copilul tău și tu te ocupi nemijlocit la vedetele acestea care noi le urmărim, nemijlocit de tine și ai, nu știu, intervenții, antrenor personal, dietă strict, într-un timp mai restrâns poți să te refaci. Dar, nu, normal, femeile obișnuite, femeile normale, se refac cam tot atâta timp cât le-au luat ca să nască. Adică, timpul corpului, timpul său. Cu cât ești mai tânăr, e clar că te refaci mai repede. Cu cât avansezi în vârstă, deja nu chiar așa ritmul tău. Și trebuie, femeia singură trebuie să conștientizeze și să-și dea timp ei. Că eu sunt ok și o să fiu bine, o să mai iau puțin timp și o să mă refac. Și partenerul tot să aibă răbdare și să știi că o să revină la
Sau poate nu, și asta nu e numai decât rău. Contează foarte mult pe cine ai alături, pentru că sunt și situații din astea amuzante. Partenerul are o burtă de la bere sau așa și cere ca soția la câteva zile, săptămâni după naștere să arate ca o modelă. Să avem așteptările realiste, că noi suntem oameni vii și asta e fiziologia. Mai este încă o noțiune, mai nouă, așa să zicem, rejuvenarea vaginală sau reîntinerirea vaginală, care vine cumva la pachet cu plastica zonelor sau organelor intime. Tu crezi în noțiunea asta? Pentru că eu citeam aici descrierea și cumva rămâneam plăcut surprins, șocat dacă așa ceva este posibil. Deci, rejuvenarea care se face cu laser CO2 fracționat. Nu știu cum arată chestia asta, dar stimulează producția fibrelor de colagen și elastină. Îmbunătățește vascularizația locală, îngroașă mucoasa vaginală, reglează secreția, uniformizează culoarea, crește fermitatea, crește senzația în timpul actului sexual și ameliorează incontinența urinară. Deci zici că e mană cerească această rejuvenare vaginală, nu? Ar fi sună prea bine ca să fie adevărat, ca să zic așa. Deci nu sunt, la moment nu sunt studii nemijlocite referitor la aparatajul pe care mi-a menționat utilizarea laserului, dar discutam anterior că depinde pe cine întrebi ce înseamnă rejuvenare vaginală, pentru că este un termen care nu are o definiție exactă și fiecare o folosește în modul în care e convenabil sau în care o înțelege. Da? De obicei, medicii, doctorii intervievați mereu spun că rejuvenarea e un complex de proceduri inclusiv chirurgicale, de, nu știu, de reconstrucție, de fixare, de și cabinetele ginecologice dotate cu aparataj acesta nou care oferă aceste proceduri, numesc rejuvenare fără intervenție, nechirurgicală, da? Utilizarea laserului pentru rejuvenarea vaginală. Deci, cu înaintarea în vârstă, bineînțeles că corpul femeii trece anumite schimbări și nu putem compara starea vaginului la o femeie de 22 de ani și la o femeie de 42 și nici de 50 care este în menopauză. Structura, stratul intern al vaginului se subțiază, da? Și vorbim despre atrofie vaginală, o apariție a unei uscăciuni și bineînțeles că orice femeie își dorește să mențină cât mai mult starea juvenilă a vaginului pentru o viață sexuală bună, da? Dar la moment nu sunt studii care se demonstreze veridic. Noi ne conducem în lumea medicală, medici, vorbim despre medicina bazată pe dovezi. Deci orice spui trebuie să aibă în spate nu un studiu, nu o impresie personală, dar mai multe studii duble, randomizate, oarbe, făcute pe cohorte mari de pacienți în timp îndelungat ca să vedem nu numai dacă o metodă este bună, are acțiuni, dar ce efecte secundare are peste atâta timp și dacă într-adevăr se justifică. Dar unii o confundă cu plastica vaginului, cu anumite ajustări chirurgicale. Da, deci partea chirurgicală este ceva care se poate palpa, se poate vedea. În chirurgie tai, coși, unești, rezectezi o parte, unești înapoi, deci fizic strâmtezi, adică faci, corectezi niște defecte, poate care au apărut inclusiv postnatal. Mai sunt operații de reconstrucție cosmetică, cum sunt tot A devenite tot vaginului. fa a vaginului, a labelor, a muntelui pubis, a clitorisului, a labelor mici. Am citit ce vreți, că industria pornografică așa de mult a influențat percepția noastră despre cum trebuie să arate în normă organele genitale externe la o femeie, încât unii au închipuiri eronate. De fapt, păcat că noi nu putem da vizualizări, este o poză, o pictură, nici nu știu, a Care unei arată că sunt vaginuri diferite. vulvi de Am tot vulve, felul, da. de tot felul, sunt multe, multe, multe. Deci asta e realitatea. De fiecare femeie, cred că pot să zic că are o amprentă ei personală. Cum e la ea, nu mai este la nimeni. Asta e 100%. Și respectiv, nu este o normă anumită. Adică
Per general, ei sunt niște normative, dar nu este ca nume așa trebuie să arate și doar așa. Deci e foarte Și acum diferit. este tendința asta că inclusiv merg pentru ca să-și schimbe culoarea aia întunecată, să o Da, lumineze am din citit zona că intimă? recurg, femeile recurg la așa intervenții ca augmentarea labiilor mari, rezecția labiilor mici, decolorarea, Augmentarea ce înseamnă? augmentarea, mărirea labiilor mari, ca și la buzele gurii, mărirea labiilor mari, micșorarea labiilor mici, reconstrucția introitului vaginal, da, sau himenului, și plus decolorarea completă a zonei intime, deci unde știm că fiziologic sunt câteva zone unde e mai întunecat tegumentul, pentru ca să arăte, nu știu, ca în revistă, ca la Barbie, ca la porno steaua care o urmăresc, până într atât. Mă, bineînțeles că nu putem judeca. Oamenii au fiecare om are scheletul și gândacelui în capul lui. Până la urmă, adică asta există, este. Dar ce metode sunt care nu implică bisturiu sau care nu implică intervenția asta cu laser, care ar duce la păstrarea tânără, să zicem, a vaginului, o perioadă mai îndelungată? Exercițiile Kegel, da. Exercițiile Kegel, asta e una pentru din cei care nu metodele. Înțeleg, care ar fi explicația așa? Deci contractarea mușchilor pelvieni, da? Pelvieni, deci inclusiv tonșeului a anusului pelvian. Și a vaginului. Ca pentru înțelege, sunt explicate foarte clar. Asta sunt mușchii care, în teorie, îi contractăm ca să oprim urinarea, spre exemplu, la un moment dat, da? Dacă femeia ca să cunoască care. Sau încă o metodă de a depista care sunt anume acești mușchi, este să pui o palmă sub planșeul pelvian, atât femeia pe șezut, da? Și să încearcă să ridice planșeul de la palmă, adică să facă așa o mișcare, așa o contracție, încât puțin să facă un spațiu între palmă și șezut de mijlocel. Și iată, aceia sunt mușchii pelvieni, planșeul pelvian, care trebuie antrenat. Exercițiile Kegel nu sunt o gumă, nu sunt o invenție, sunt cea mai veridică, practic, metodă, că acolo sunt mușchi ca și peste tot, ca și biceps, triceps și alții care antrenează. Și odată antrenați cu regularitate, dau rezultate foarte bune. Și ele pot duce inclusiv la îngustarea vaginului și dacă sunt foarte bine antrenați, la deci... tonifierea mușchilor, în general, pelvisului, și atunci toate lucrurile se rezolvă. Cu vârsta, însă oricum o să apară când ne apropiem de menopauză, este ceva fiziologic. Din cauza scăderii cantității de hormoni, apare uscăciunea aceasta vaginală. Pentru aceasta se folosesc anumite unguenti, creme cu hormoni, lubrifianți, și femeile pot continua viața sexuală și după menopauză. Eu nu întâmplător am zis de la început că tu ești ginecolog, oncolog. Și vreau să discutăm despre tipurile de cancer în ginecologie. Care sunt cele mai răspândite și dacă în ultima perioadă femeile sunt mai responsabile la capitolul prevenție? Tipurile de cancer sunt tot atâtea cât tipuri de organe avem. Este cancer și de ovar și de trompă uterină, este cancer uterin, a corpului uterin, este cancer a colului uterin, a vaginului și a vulvei. Deci toate organele genitale pot avea un tip de cancer. Cea mai ușor, cel unicul, practic, prevenibil, absolut prevenibil tip de cancer este cancerul de col uterin. Tocmai de asta noi trâmbițăm, ginecologii trâmbițează tot timpul PAP-test, efectuați regulate, efectuați cu regularitate. Este o metodă relativ ieftină și simplă de screening, da? Metodă de cercetare în populație, care poate depista la modificări de vreme în colul uterin, care ulterior pot duce la cancer. Asta nu înseamnă că noi numai decât să depistăm, inclusiv femeile care au cancer, dar nu înseamnă că depistăm numai bolnavele de cancer, dar găsim niște schimbări care pe viitor, în anumite condiții, pot sau nu duce la cancer de col uterin. Și testul, deci testul PAP-test, testul Babeș Papa Nicolau, da? Da. Care, mulți îl știu ca Papa Nicolau, cei care sunt în medicină. Da, vreau să spun că sunt echivalenti noțiuni. Citologia cervico-vaginală, citologie, PAP-test, testul Babeș Papa Nicolau, toate denumirile ale unei și aceeași proceduri.
Așa, deci el se face cu scopul de a... depista modificări ale celulelor în colul uterin. Acum vorbim despre vaccinarea contra infecției cu virusul papiloma uman sau HPV, Da. cumva prescurtat. La moment se consideră că practic 98% din cancerele de col uterin și alte tipuri de cancer, printre care cancerul de vagin, cancerul vulvei, cancerul anal la femei și la bărbați, cancerul de penis, cancerul orofaringean, adică a gurii, a amigdalelor, a rădăcinii limbii și a faringelui și a esofagului sunt cauzate de anumite tulpini de HPV, de virus papiloma uman. Respectiv, vaccinarea a apărut ca o soluție foarte bună, foarte, foarte eficientă de prevenție. Deci, vă imaginați dacă noi pentru alte tipuri de cancer noi nici nu avem tratamente, nici nu sunt sau sunt metode care pe o perioadă în care stopează, da, evoluția cancerului. Pentru acest tip de cancer noi avem prevenție, nici măcar nu tratament, dar prevenție. Noi putem complet să eradicăm acest tip de cancer elementar, simplu, prin vaccinare la timp. De ce există persoane care se opun vaccinării? Vaccinarea, în general, este un subiect controversat, fie anti-HPV, anti-COVID și toate restul. Mereu este tabăra antivaccinisticilor, celor care vorbesc despre complotul Big Pharma și mai știu, Antivaxere. antivaxerii, da. Iarăși spun, eu ca doctor mă bazez pe medicina bazată pe dovezi, am dovezi clare și spun ce cunosc în măsura studiilor pe care le am. De la ce vârstă poate fi făcut vaccinul HPV? Și la moment există trei vaccini anti-HPV și vaccinarea poate fi făcută începând cu vârsta de 9 ani, dar diferite țări au ales pentru populația lor anumită vârstă, începând cu 9, dar la 10, la 11, la 12, până la 15 ani pot fi administrate două doze de vaccin cu diferența de 6-12 luni între dozele. După a 16-a zi de naștere, așa cum scriu americanii la CDC, trebuie administrate deja trei doze, dacă nu a fost făcut până anterior vaccinul sau dacă nu a fost terminat schema, adică nu sunt două doze complete. Se vaccinează cu trei doze, până la vârsta de 26 de ani. După vârsta de 26 de ani până la 45, la indicații individuale, se decide de a se vaccina sau nu pacientul. În țările bogate și pe mine așa mă întreabă, vaccinăm noi fetițele sau deși fetițele de băieții nu, zic, în țările bogate și deja m-am văzut chiar astăzi că în cursul săptămânii mondiale de vaccinare, europene de vaccinare din anul trecut, s-a decis deja recomandarea neutră de gender neutral recomandare, adică vaccinăm toți copiii de vârsta Contra aceasta HPV. contra HPV. Tu ești dispus să vaccinezi băieții tăi contra HPV? Da, mă gândesc foarte serios la asta, mă gândesc în următorii câțiva ani pentru băiatul mai mare și o să vedem care este. La noi, în Republica Moldova, s-a început această vaccinare din 2017 și este disponibil pentru fetițele de 10 ani, deci în fiecare an fetițele care împlinesc 10 ani pot administra acest vaccin la policlinică, la Centrul de Medicilor de Familie din sector. Am înțeles că nu se face mare rând. Nu se face mare rând. Și e un mare Pentru păcat că că ai ei descris. rămâne în parcă o neînțelegere, o lipsă de comunicare între undeva medicii, cu toate că au fost instruiți și medicii și într-un fel, parcă au fost și campanii de popularizare și vorbim manual, suntem în luna prevenției cancerului de col uterin. Se discută, dar totodată rămâne o frică de necunoscut. Vaccinul are deja 20 de ani, cu șansa să aibă, este studiat. Fetițele primele care au fost vaccinate au născut de mai multe ori. Nu, mi Adică, se pare o invenție genială. exact. Deci posibilitatea să nu faci cancer și atât de multe tipuri de cancer care sunt cauzate de acest Noi când virus. vorbim despre HPV, despre virus papiloma uman, nu vorbim numai despre cancere, dar vorbim și despre alte tipuri, că subtipuri de cancer, de papiloma virus sunt mulți, sunt pentru peste 100 de serotipuri și anumite dintre ele sunt mai oncogene, cu risc înalt, adică pot cauza cancer mai probabil, adică 16-18, și sunt anumite tulpini care nu cauzează cancer, știm sigur, dar cauzează nieci, veruci,
Condilul oamenii genitale. Ce-s asta? O să dați în Google la căutare și o să vedeți că îmi pare că asta e mai, uneori poate e mai strașnic. Arată foarte nu bine în zona genitală. Sunt dureroase, pot cauza disconfort la act sexual, se transmit sexual între parteneri și îți trebuie, ai așa un act sexual neprotejat și te infectezi de HPV și nu ai mai nevoie de nimic, nu știu, trebuie alte boli. Deci recomandarea ta e ca părinții să-și vaccineze Da. fetițele și mai nou deja și băiței În perioada de împotriva vârstă potrivită, HPV. da, anti-HPV, în perioada de vârstă, începând cu, la noi, de la 10 ani se vaccinează fetițele, dar cred că puteți adresa întrebări medicilor. Fiecare cancer de col uterin, asta e un caz scăpat de o displazie anterioară, da? Adică pacienta sau doctorul nu s-a adresat la timp, n-a fost efectuat testul, citologie, testul Babeș Papa Nicolau, care se depisteze niște modificări precanceroase, care pot fi tratate foarte eficient cu de 100%, cu eficacitate de 100% și nu duc ulterior la cancer. De atâta testul regulat, testul Babeș Papa Nicolau ne oferă informații suficient ca noi să fim pregătiți. Chiar și dacă este o leziune precanceroasă, noi putem să intervenim la timp și să salvăm această femeie, să prevenim acest cancer de col. Deci, cancer de col uterin, asta e mereu e o scăpare a pacientii, a sistemului, a doctorului, cui vreți. Asta e ceva care ar fi putut ușor fi prevenit. Dar celelalte tipuri? Celelalte sunt un pic mai tricky. Cancerul genital, în afară de cancerul de col uterin, este o boală mai preponderentă a femeilor mai în vârstă, adică 45 plus, chiar aș zice 50 plus, da? Și categoria asta de vârstă îi fac parte din generațiile cele care e rușinos, spui că te doare, nu trebuie, dacă nu te doare să te duci la medic, ei, dacă mă duc cum mă arăt, eu femeie bătrână, adică eu sper că generațiile care vin sunt altfel, sunt schimbate, sunt conștiente despre necesitatea vizitei regulate la medic. Dacă ai o sângerare neclară, te adresezi la medic. La fel Dacă ca ai... și în cazul colonoscopiei, Exact. reticența asta. Exact. Adică sunt atâtea metode la moment de investigație sunt disponibile, este păcat să nu beneficiezi de dânsele, să nu profiți de dânsele. Pur și simplu trebuie la timp adresat. Uneori o tumoare foarte mare poate fi o tumoare benignă, adică nu este cancer, este tumoare, dar de tip benign, nu este periculoasă pentru viață, de regulă cu extirparea ei, femeia se consideră sănătoasă, da? Și sunt uneori tumori de dimensiuni foarte mici, care sunt cancere, care din păcate au sau nu un tratament complet, da? Poate fi tratat complet sau poate fi doar ținut sub control pentru a nu avansa. Și la Institutul Oncologic, cred că în secția în care am lucrat eu, în niciun caz nu era simplu. Noi ne ocupam foarte mult de toate tipurile de cancer. Cancerul ovarian este o tragedie aparte pentru femei, pentru cum ea te implică, cum povestiți dumneavoastră, kilograme întregi de tumori și recidive adesea, adică pacientele reapare după o intervenție chirurgicală, după chimioterapie. Deci, iarăși, nu dimensiunea condiționează gravitatea stării, nu dimensiunea tumorii, ne vorbește despre cât de gravă este starea pacientului. Da, stadia și unde este localizat Dar și cât de stadia unde agresiv este este. localizat, dacă ar fi cât de mare, din punct de vedere tehnic, cât de a fost posibilă extracția, rezecția tumorii și tratamentele ulterioare disponibile. Menopauza. Am zis să încheiem cumva cu asta, chiar dacă eu nu consider că menopauza înseamnă și sfârșitul unei vieți sexuale active pentru o femeie. Din păcate, multe femei consideră așa. De Sau acord. cel puțin în perioada aia ajung într-o situație depresivă sau anumite stări nu foarte plăcute. Ce este menopauza în limbaj accesibil pentru publicul larg? Deci, menopauza este îmbătrânirea ovarelor, da, tractului genital, când nu se mai secretă hormoni și dispar menstruațiile. Și este o stare, în normă, are loc în jurul vârstei de 50 de ani, plus minus câțiva ani,
încolo încoa, este noțiunea de menopauză precoce, când menopauza are loc înainte de 40 de ani sau în jurul vârstei de 40 de ani. Prematură, adică Prematură, cu... precoce. Uneori asta e doar o trăsătură moștenită. Se întâmplă la femei că este mama a avut menopauză precoce, bunica, deci așa, în familie, așa. E o particularitate, probabil că genetică. Dar în normă, cam în jurul vârstei de 50 de ani, plus minus câțiva ani înainte, noi avem perioada de premenopauză, când menstruațiile devin fie rare, fie neregulate, fie din contră apar hemoragii neclare, da? La Premenopauză, premenopauză, da. femeia poate rămâne însărcinată. Atâta timp cât o femeie are menstruații plus un an, 12 luni, dar după unele surse și 24 de luni, este necesară contracepție. Chiar dacă intră cumva oficial în menopauză, ea poate rămâne însărcinată Deci, încă atât de altă mult timp. recomandare, după ultima menstruație, dacă are loc în jurul vârstei de 50, pe, în jurul vârstei de 50 de ani, încă 12-24 de luni de contracepție. Dar poate pentru cineva mai este o speranță. Așa sunt multe aspecte Da, e discutate, riscul. Dacă etice și... înaintarea în vârstă e pericol inclusiv pentru femeie și respectiv fătul poate avea anumite... Calitatea ovocitelor scade cu fiecare an, calitatea materialului genetic care îl comportă fiecare ovocit. Cu fiecare an noi suntem expuși la fel de factori nocivi care noi îi vedem, îi știm, îi consumăm și care pur și simplu ne afectează în fel de radiații, fel de factori chimici, fizici și respectiv înaintarea în vârstă deteriorează materialul genetic. Care sunt simptomele menopauzei? Chiar în premenopauză încep a apărea niște indici indirecți care ne vorbesc că iată se apropie această perioadă. Cel mai des simptom întâlnit sunt bufeele. Femeile descriu priliv în limba rusă. Femeile descriu așa o stare că parcă iată le vine o căldură internă undeva din abdomen în sus, se ridică în special înspre gât și față. Fața se înrășește. Și simt ca o ferbințeală care apoi coboară înapoi și apare o senzație parcă ți-e frig, a trecut un frig, da? Un bufeu se numește. Acestea sunt niște simptome normale. Se consideră că până la 8-10 bufei pe zi sunt fiziologice, nu necesită intervenție, nu necesită niciun fel de tratament și necesită doar o intervenție mică, ca un propasare a unui prosop, umea dreci pe, în zona gâtului sau a feței, deschiderea geamului, consumarea de un pahar de apă călduță. Deci așa, și acesta este cea mai frecventă acuză, cred că menstruațiile neregulate sau hemoragii intermenstruale, ceva în ciclu, ciclicitatea menstruațiilor se schimbă. Un adaos în greutate, pentru că metabolismul încetinește, chiar începând cu vârsta de 40 de ani. Uneori fluctuația ale tensiunii arteriale, adică cineva care toată viața a fost hipotensiv, a avut tensiune mică, femeile multe au tensiune mică joasă, toată viața și pur și simplu brusc a apărut o criză hipertensivă, de undeva tensiunea e mare și e neclar, parcă tot e bine, parcă așa. Și la acest moment poate schimba brusc și deveni hipertensivă, să aibă nevoie de medicamente, deja de tratament la terapeut, da, pentru tensiune. Mai apare un semn, dar mai aproape, mai deja în menopauză, o cocoașă caracteristică, da, aici în spatele gâtului, așa parcă gâtul puțin înaintat înainte, Ce așa bune, dar cum se explică asta? o cifoză, Oi, bine. o demineralizare osoasă din cauza lipsei de hormoni și se strâmbă, da, scheletul osos. După menopauză, femeia mai are plăcere de la sex? Cu partenerul potrivit tot timpul. Dar de ce se pune în discuție acest subiect? Oarecum, în era anterioară, în era puritană, se considera că sexul e doar pentru a continua a naște copii, da, continua generațiile, respectiv, odată ce ți-ai terminat funcția reproductivă, nu mai ai nevoie de sex, dar slavă Domnului, știm că sexul folosim noi și noi și delfinii, nu numai pentru a prelungi, cum să zic, familia, Scop reproductiv. specia, dar nu numai cu scop reproductiv, dar și pentru plăcere, respectiv cu atenție, cu mici ajustări, viața sexuală poate
trăi până la sfârșitul vieții. Deci, după menopauză, nu se produce atât de bine lubrifierea naturală. Exact, are loc o Și e atrofie epiteliului vaginal și respectiv colagenul, tot ce ați citit pentru rejuvenarea vaginalului, nu mai are loc așa de, nu se produce în acea cantitate și respectiv lubrifierea suferă. Unii pacienți, chiar și în lipsa vieții sexuale, au acuze, iată, uscăciunea aceasta vaginală. Și pentru aceasta avem tratamente. Se administrează creme speciale, geluri care ușurează, îmbunătățesc calitatea vieții. și se știe că uscăciunea vaginală provoacă disconfort în timpul actului sexual, chiar dacă femeia nu este în menopauză. Da. În menopauză, mai cu seamă, Exact. trebuie să oferi mai multă atenție, inclusiv preludiului, dar și Dar lubrifierii noi artificiale, știm să că în zicem. menopauză e și fiziologic să nu fie așa o lubrifiere de bună ca în vârsta fertilă, respectiv folosim lubrifianți obișnuiți. Pot să vă povestesc, iată, din curiozitate, aici am cel mai curios caz. Am avut o pacientă, avea 78 de ani, cred că. Era o bătrânică, pentru că era așa subțiatică, micuță și venea mereu la tratament cu o doamnă, care inițial am crezut că poate fi, că poate, mă rog, matură, rudă, nu știu cum, până la urmă s-a adevărat că asta e vecina, în general. Și pacienta a fost operată de un tip de cancer, acum nu mi-am amintesc exact, îmi pare că ovarian, și a trecut 5 curi de chimioterapie, dar cu un răspuns foarte bun, adică venea la controle regulate și atâta venea cum îi scriam odată la 6 luni sau cum îi scriam acolo, venea cu vecina. Și odată a venit, deja trecuse destul de mult timp, a venit cu, uite, stă ea și stă un bătrânel alături. Și am rămas tabloc, noi ne cunoșteam o perioadă destul de lungă, cred că 2 ani, cred că undeva așa. Și mama era de spune, dar poate soțul să intre? Eu zic, bineînțeles, intrați împreună. Și a ajuns în dreptul ușii, bătrânelul, dar din mers, hai, intră tu singură. Și îi zici, bine, hai. A intrat, ne am discutat a noastră întrebări de rutină și, pe urmă, ne am s-a ridicat să iasă și văd că parcă vrea să mai întrebe ceva. Și zice, dar pot să vă întreb ceva? Și eu zic, da. Și, bineînțeles, reacția la pacientele cele mereu este că, of, Doamne, eu sunt așa bătrână și tu ești, că pot să-mi fii nepoțică. Și eu zic, azi eu, aici eu sunt doctor și dumneavoastră sunteți pacient. Întrebați ce vă deranjează. Eu nu că, dar e că bărbatul m-a mai cat câteodată. Dar mie acolo nu mi-e chiar plăcut. Păi, ce putem noi să facem? Eu zic, folosiți-o, ca să vinde, chiar la magazin se vinde lubrifiant. Se vinde lubrifiant în liber, în farmacie sau la magazin și puteți lua, puteți să folosiți puțin. Și eu, dar nu că nimeni nu trebuie, dar e că eu m-am mai cat și nu știu ce să-i fac. Și eu zic, folosiți lubrifiant și liber, absolut, fără nicio grijă. Și de-am practic să iasă și iar să întoarce înapoi și spune, dar vazelinul spate, zic spate. Și așa, mulțumită, a ieșit cu bucurie din cabinet. Asta povestesc cu drag mereu, îmi amintesc de această pacientă. Când noi ne gândim cu pacienții uneori la 50 de ani sau femeile la 50, la, știu, în jurul vârstei, să spun, ei, gata, nu mi-e trebuie, nu mai, eu nu, întreb, duceți viața sexuală? Nu, ei, da, nu mi-e trebuie, nu mi-e trebuie. Și eu spun, mereu dau exemplu acesta, eu am avut, iată, 78 sau sub ani, presupun că soțul nu era mai tânăr, că n-arăta mai tânăr. Bravo, iată, jos bălăria pentru Nu, așa cuplu. exemplu e foarte bun și eu îți mulțumesc că l-ai oferit aici. Dar care sunt metodele de a îmbunătăți situația femeii în acea perioadă? Se recomandă ca femeia să administreze anumite vitamine. Care e procedura? Sub controlul anumitor investigații, la anumite categorii de paciente, recomandăm administrarea preparatelor de calciu, ca și vitamine D, mai nou, și, adică la moment e un trend, să fie administrat pentru prevenția modificărilor de osteoporoză. Deci, demineralizarea este un proces natural care se întâmplă odată cu îmbătrânirea organismului, da, cu survenirea menopauzei, cu lipsa de hormoni sau cu scăderea cantității de hormoni. Și uneori ea e ok, adică e ceva fiziologic, așa și se întâmplă, dar uneori necesită suport adițional prin preparate Știu că medicamentoase. sunt state europene unde aceste preparate sunt prescrise gratuit și neapărat tuturor femeilor care ajung la menopauză. În Republica Moldova înțeleg că ele trebuie din banii proprii să procure asta sau polița de asigurare prevede ceva. La moment, din câte cunosc, nu este protocol stabilit pentru conduita managementul pacientelor în menopauză și respectiv fiecare pacient cu ginecologul sau cu medicul
de familie cu care lucrează, stabilesc dacă au nevoie. Abstinența sexuală este periculoasă? Nu este periculoasă în sine, dar nu este bună. Sexul anal poate duce la cancer? Pe scurt, da. Revenim la discuția noastră de factorii care duc la cancerele anale inclusiv. Unul din factori cel mai răspândit este HPV-ul. HPV-ul se transmite prin sex, pe cale sexuală, respectiv, poate duce. Sexul vaginal tot poate duce la cancer. Da, deci... Infecția de HPV poate duce la, mai corect, așa ar fi spus, poate duce la anumite tipuri, la mai multe tipuri de cancer genital. Inclusiv sexul oral. Da, pentru că... Deci sexul oral poate duce la cancer? Poate duce la cancer de tip orofaringean, adică a gurii, a structurilor gurii, a limbii, a rădăcinii limbii, a amigdalelor, a faringelui și poate chiar a esofagului. Tot din cauza virusului HPV. Este cum chiar a fost o senzație sau multă gălăgie a fost în Statele Unite când Michael Douglas a spus public că el a avut cancer, a suferit cancer faringean, dacă nu greșesc, și a acuzat-o public pe Catherine Zeta-Jones că ea i-a dat HPV prin practicarea sexului oral. Wow! Da, deci la case mai mari se întâmplă. Fertilizarea in vitro este periculoasă pentru femeie? Comportă anumite riscuri. Pentru că fertilizarea in vitro nu e un proces, este o serie de etape care le parcurge. Și sunt multe intervenții care toate privesc femeia, respectiv, ca orice intervenție are riscuri. Prezența bărbatului la naștere poate duce la dispariția interesului sexual față de soție? Personal nu cred asta, dar asta e ceva individual. Sunt care nici nu vor să nu au reușit să intre în sala de naștere și pierdut cunoștință. Sunt care sunt speriați. Cred că doar cine nu știe ce așteaptă în sala de naștere poate fi șocați într-un fel. Prezența bărbatului în sala de naștere nu înseamnă decât că el stă în locul moașei și întâlnește copilul. Prezența bărbatului înseamnă sportul, faptul că îi face un masaj, cât ea are treaba, cât are contracții, îi aduce un pahar de apă, un ciocolat, îi mai spune puiile, o mai cuprinde, o mai... Și la urma urmei, nașterea nu se întâmplă, spun brusc, e o perioadă mai lungă. Cât are loc travaliu, poate fi în sala de naștere, ca ea să știe că e un om în care are încredere cu dânsa, pe urmă, poate și dacă se simte rău, sau poate sta la capul ei, cât ea are loc expulzia fătului. Nu înseamnă mai decât trebuie să te nemijlocit între picioarele. Dar faptul că este prezent acolo și să zicem că vede tot ce se întâmplă așa cu coada ochiului, asta îi poate provoca repulsii față de soții ulterior? Numai dacă omul are repulsie în general față de toată fiziologia umană. Sunt cupluri care niciodată nu sunt, nu știți cum, fiecare în baia lui și niciodată nu s-au întâlnit nemachiați, necoafați, ne așa. Și sunt cupluri care unul stă pe viceu, dar unul spală dinții și... Trag pârțuri împreună și ceva ok. Adică sau unul face baia și unul face, se urinează în timpul ăsta. Deci, depinde de cuplu. Nu văd de ce, dar presupun că poate fi. Și, Angela, ce contează cu adevărat în viață? Să fii sănătos și să ai noroc.